Alegerile bașcanului Găgăuzi este motiv de scandal în PSRM, în timp ce Comitetul Executiv al Partidului a decis să-l susțină pe independentul Grigore Uzun, socialistul Vasile Bolea, a decis să conducă staful lui Victor Petrov, până acum deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, deși socialiștii l-au îndemnat pe Bolea să se conformeze deciziei partidului. Acesta spune că nu are de gând să o facă. Decizia deputatului socialist Vasile Bolea de a prelua șefia stafului lui Victor Petrov vine la o zi de la anunțul oficial al partidului de a-l susține la funcția de guvernator al Găgăuziei pe Grigore Uzun, fost deputat socialist. Bolea spune că nu este de acord cu decizia colegilor săi pe motiv că Uzun nu ar avea șanse să câștige alegerile. Partidul socialiștilor nu poate să-i acorde susținere politică în stânga și în dreapta. Cea mai mare organizație raională de partid din orașul Cumrac, din raionul Cumrac, nu a susținut pe Grigore Uzun. Și de aceea eu consider că în cazul respectiv, colegii din executivul politic au făcut o greșeală. Cu această decizie nu sunt de acord. Bolea își acuză colegii și de inconsecvență, spunând că până acum socialiștii din Adunarea Populară a Găgăuziei au susținut mai bine de 15 ori propunerea de a-l numi pe Victor Petrov președinte al adunării, deși aceasta nu a acumulat suficiente voturi. Ce s-a schimbat între timp în viziunile Partidului Socialiștilor și susținerea unei persoane care în Găgăuzia se bucură de autoritate, se bucură de susținere populară, eu nu cunosc. După anunțul lui Bolea, PSRM a publicat pe pagina sa un comunicat în care se menționează că i-au cerut să se conformeze deciziei formațiunii. Susținerea unui alt candidat decât Uzun este decizia unui singur deputat, Vasile Bolea, care nu este aprobată de echipă. În aceste condiții, conducerea PSRM îi solicită domnului Vasile Bolea să respecte hotărârea colegilor. De asemenea, Comitetul Executiv va lua decizii în raport cu deputatul Vasile Bolea în conformitate cu statutul partidului, se arată în mesaj. Vasile Bolea rămâne însă pe poziții, chiar dacă asta se poate solda inclusiv cu excluderea sa din partid. Conform statutului, nu știu, eventual excluderea, da, din membru de partid, o face o organizație primară de partid, unde eu sunt ca și membru. Executivul, sincer vă spun, nu știu ce decizii poate lua, dar îi privește pe ei. Solicitată pentru mai multe detalii, purtătoarea de cuvânt a PSRM, Carmena Sterpu, nu a răspuns la telefon. La șefia autonomiei Găgăuzea aspiră 7 candidați. Până acum, la alegerile pentru funcția de bașcan au fost înregistrați oficial în cursa electorală 2 candidați, Nicolae Dudoglu și Grigore Uzun. Dar intenția de a candida și-au mai anunțat-o 2 foști bașcani, Mihail Formuzal și Dmitri Croitor, 2 deputați din Adunarea Populară a Găgăuziei, Victor Petrov și Sergei Cernev, dar și Sergei Cimpoieș.